fost lovită mingea de Benga. Intervenție și mai bună a lui Lavin în aceste condiții. Mie mi s-a părut în prima fază că n-a atins nimeni balonul. Cu siguranță ultima acțiune a acestei partide, ultima șansă pentru Arădeni de a lua toate cele trei puncte în finalul unui meci pe care l-au dominat în ultimele 25 de minute. Deviază Benga! Gol! E gol! Gol pentru Uta, marcat, cred, de Rico. Uta câștigă pe terenul voluntarului. E incredibil! Gol marcat în minutul 93. Bucurie enormă pentru arădeni, care nu mai câștigaseră de la meciul jucat pe terenul campioanei în Gruia. Cei de pe banca voluntarului pleacă partida, s-a încheiat, prieteni. 1-0 la ultima fază, Enrico împinge balonul în poartă după ce Tomozei a deviat acea centrare. Extraordinar! Uta câștigă meritat pentru modul în care a jucat în ultimele 25 de minute. Golul marcat de Enrico, Uta face 21 de puncte în timp ce situația voluntarului se complică. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și vă urez o seară cât mai plăcută. La revedere!